Bărbatul este din județul Prahova și venise la judecătoria din Medgidia pentru a-și rezolva unele probleme. În momentul în care se pregătea să urce în mașină pentru a pleca spre casă, autoturismul a izbucnit în flăcări. Speriat, omul a încercat să stingă flăcările cu propriile mâini, suferind arsuri minore la ambele membre superioare. Trecătorii și comercianții din zonă i-au sărit în ajutor. La fața locului a sosit și un echipaj de pompieri. Am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un autoturism pe Bulevardul Independenței, unde am acționat cu o autospecială. La locul intervenției am constatat că autoturismul a fost stins de către conducătorul auto și ceilalți participanți la trafic. Militarii de la detașamentul de pompieri Medgidia spun că automobilul a luat foc în urma unui scurt circuit la instalația electrică. Șoferul mașinii are asigurare casco.